Răzvan, neața, Răzvan, neața tuturor. Astăzi am adus fitbolul, care este un accesoriu super la îndemână. Puteți să faceți foarte multe exerciții, aveți varietate și e foarte bun pentru abdomen. Pentru că dacă în mod normal la salteluță lucrați aici, da? Pe fitbol, fiind rotund, unghiul este mult mai mare și în felul ăsta lucrează superior, inferior, e cursa mult mai lungă și ne solicită abdomenul mai mult timp. Așadar, Ramona, începem cu exercițiul clasic pe fitbol și din poziția asta am un unghi de 90 de grade aici. Împing abdomenul pe salteluță, corpul meu este fix paralel cu solul, palme împreunate la spate, ca la abdomen, și din poziția asta, extensie totală, lent, întind mult spatele, mă ridic și expir pe gură, da? Perfect, privire în tavan, cum facem de obicei, expir pe gură, sus, bravo, și cobor. Cum vă spuneam, e super solicitant, ar fi ideal dacă ați putea să faceți 2 minute consecutiv, da? Dar mișcarea cât mai lentă, expir pe gură, sus. Hai, Ramona, încă 3, 2, hai sus. Și ultima, la fel, pauza dintre cele 2 minute ar trebui să fie o pauză activă, adică să împing cu abdomenul în fitbol, da? Adică nu stau relaxat aici, împing și în felul ăsta lucrez în continuu abdomenul. Mai sus un pic, umerii mai sus, Ramona, împing cu abdomenul și stăm un minutel, da? Dacă vreți să lucrați doar aceste două exerciții, 2 minute cu 1 minut izometrie de 5 ori, da? La fel, am lucrat superior-inferior, mergem mai departe cu obicei, palmele împreunate, doar că merg braț, picior opus, adică cu dreptul la piciorul stâng mult, ridic umerii de pe fitbol, sus, Ramona, într-o parte, bravo, și cobor. Lucrăm aceeași parte să fie mai solicitant, cobor, bravo, expir pe gură, când mă ridic și cobor. Cu cât e mai solicitant, cu cât e mai lent, cu atât e mai solicitant, nu-i așa, Ramona? Ha! Un minutel pentru fiecare parte, da? Nu schimba partea, că e mai ușor dacă o schimb, da? Vreau să lucrăm până la epuizare pe dreapta acum. Așa. Hai, zâmbet încă puțin. Bravo, la fel. Pauză, izometrie, împing, cum e? Se simte deja, nu? E groaznic. E groaznic de eficient, da? Asta vă spuneam. Puteți să faceți antrenamentul ăsta de 2 ori pe săptămână și chiar o să vedeți rezultate. Da? Mai departe, un mix între planșă și fitbol. Ramona, să ai grijă acum când te urci pe fitbol. Sprijin piciorușele aici. Hai, genunchii sprijiniți, da? Palmele jos. Mă așez aici pe fitbol. Așa, lasă fundulețul jos. Perfect. Palmele mai în față. Și din poziția asta cobor în planșă. Cobor în planșă. Întinde, bravo. Și aduc la piept. Hai, hai. Hai, gătiese. Întind, bravo. Mișcare lentă. Și în felul ăsta lucrăm abdomen, brațe, lombari. Hai, expir pe nas, expir pe gură, bravo. Aduc mâna la piept și, bineînțeles, ne solicită și echilibru, da? Hai, încă 3, bravo. 2, 1. Am lucrat abdomen superior-inferior, acum lucrăm și oblici. Din aceeași poziție duc piciorșele în stânga și apoi în dreapta. Doar răsucesc, lent, da? Nu te grăbești. Inspir pe nas, expir pe gură. Hai, ușor, n-ai unde să cazi, da? Deci doar mut piciorușele în lateral, bravo. Lucrează foarte bine talia, dar și coastele, da? Pentru că sunt în permanență încordate. Hai, încă 4, 3, 2, 1. Revin aici și dacă aveți un partener acasă, vă mai propun un set de exerciții cu partener. Vino, Ramona, lasă un fitbol folosind doar unul, da? Și din poziția asta, o persoană ține fitbolul, coboară jos, coboară. Piciorușele întinse, întindele, da? Și acum ocolești fitbolul, ocolești fitbolul cu picioarele, perfect, lipite, bravo, da? O persoană ține fitbolul, cealaltă persoană îl ocolești. Hai, Ramona, întins, bravo. Trebuie să am în permanență spatele lipit, Ramona, tu picioarele întinse. Schimbă, schimbă direcția. Bine, atunci țină-l tu. Hai. Așa, bravo. Cum vă spuneam, spatele lipit, piciorușele întinse, aici. Bravo! Perfect! Și acum un exercițiu. Împinge, ține tălpile pe fitbol și ca la presă, da? Cum împingi, dar ideea e să nu scăpăm fitbolul. Palme împreunate la spate, să lucrăm abdomenul, dar și coastele. Deci eu împing, tu pui rezistență și revii. Perfect! Bravo! Hai! Încă 4. Perfect! 3. 2. Hai că asta îți place. 1. Și rămân aici cu piciorușele întinse, da? Cobor lent, coboară lent, la fel. Lucrăm coapse, abdomenul în permanență pentru că stau cu spatele lipit
și echilibru. Sus. Încă 4. Hai. 3. Bravo. 2. 1. Lucrăm aici cu piciorușele sus și în felul ăsta drenăm și limfa. E foarte bun pentru coapse și celulită. Dacă stau cu picioarele în sus, palme împreunate, braț, picior opus, cum am făcut mai devreme. Da? Doar că am grijă să nu scap feedball-uri. Bravo. Expir pe gură, cobor. Expir, cobor. Alternăm de data asta. A obosit Ramona un pic. Încă 4. 3. 2. 1. Perfect, rămân aici sus. Mulțumesc frumos, băieți!